Doamne, e adevărat ce spune lumea, că ai zis odată să facă lumină și s-a făcut? Adevărat, Pietre. Dar lumea mai zice pe urmă și că ai făcut pământul cu apă și munți și l-ai zămislit pe om după chipul și asemănarea ta. Da. Dar oare și drept, Doamne, că toate astea le-ai făcut așa, din nimic? Să nu ne audă cineva, am ajuns pe pământ. Tine, Doamne. Dar voi, întoarceți-vă acasă. Hai să-l încercăm pe ăsta, Pietre. Mă tem să nu o pățim, Doamne. Ghitrumiețul care cântă, Pietre, să nu te tem niciodată. Știu, Doamne, dar am mâncat o mamă de bătaie de la unde ăsta care tot cânta. Hai să-i un bun și milostiv, Pietre. Bine, Doamne, hai să-l ajungem. Eu zic să-l luăm pe băpșuri.
Viața ce-am avut. Hei, 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 meritate e de mult. La pământ, la pământ. Gata. Fii-ți milă și pomană și dă-mi nouă și lasă inima. Fii-ți milă și pomană și dă-mi nouă și te lasă inima. Zdorolă, brațe! Fii-ți milă și pomană și dă-mi nouă și te lasă inima. Da. Dar din dar să faci rai. Bă, da prosti. Da. Dau vodcă, vrei? Da, nu, ferită, sfântul. Nici tu? Hai, da, la svedanie. Ai văzut, Pietre? Om bun și milostiv. Milostiv, doamne. Dar be. Be? Da, să nu-i facă vreo șotii. Hai mai bine să căutăm noi altul. Hai, Pietre. Greu să ni și, doamne, să găsim omul și al de care avem nevoie. De ce, Pietre? Știi, doamne, câtă răbdare și credință se șere de la un paznic? Știu, Pietre, știu. Eu aș mai sluji, doamne, dar am îmbătrânit. Prea mulți vor în rai și nu le mai pot ține chet. Las, Petre, găsim noi paznic. Mare uscăciune, doamne, și năduf. Așa e, Petre. Iată, Doamne, că și pomul umblă bun pe drum ca omul, umblă bun pe drum ca omul și se roagă. Fă ceva, că mor și eu de sete. Nu, Pietri. Am luat chip de om. Trebuie să răbdăm și noi ca toți muritorii. Voia ta, Doamne. Dar eu fără apă nu pot. Nu pot, Doamne. Hai, Pietri.
Hai. Ai făcut minunea, Doamne? S-am ascultat ruga, Petre. He, că milostiv mai ești, Doamne. Bună vreme, omule. Noroc. Bună ziua, zic. Ce-ai pățit? Ce s-a întâmplat? E surd, e mut, Doamne. Asta nu-i paznic. Da, dar cum să te înțelegi cu dânsul? Doamne, mai fă o minune. Omule, în fața ta se află Domnul nostru Dumnezeu. Îți întoarce graiul și auzul. Și voinic, să nu uiți că a fost pe aici unul pe care îl chema Iva. Pasiba. Da,
Maxima! Doamne, să-mi răiești, sculești numele, te înjură. Zic că să răi oamenii, Doamne. Trebuie să-i pedepsești, Doamne. Trebuie să-i pedepsești, să-ți știi de frică. Că nici nu și poate să iasă din toată treaba asta. Așa-i, Pietre. Doamne. Două zile îmblăm. Două zile îmblăm și tot degeaba. Dacă și mâine o să ne meargă tot așa, zău că nici nu știu să mai gândesc. Hai, dorme, apostole. Dacă dorm. Dar cum să dorm? Doamne. Fă așa ca chiar mâine să găsim omul de care avem nevoie. Să ne întoarcem acasă, la rai, la răișorul și ala nostru. Ha? Și dorm, Doamne. Dorm. Dar știu că totul am auzit. Cu căruța. Ce ai visat, Pietre? Nu-mi greșit și eu, Doamne. Cumpărați cruci oplite de meșter bun și numai cu patru galbi. Patru galbi. Patru galbi, hai. Patru galbi. Ei, hai, trei galbi. Nu, patru. Bine. Ha. Mai dă, mai. Mai dă. Nu, nu, nu. Dă-mi bani înapoi. Nu-mi trebuie mie crucea ta. Mai bine îmi cumpăr cu ei o treu. Cum îndrăznești să pui Sfânta Cruce alături de treucă? La pământ coboară Dumnezeu din cerul! Chiar El e Dumnezeu, Doamne! Dă-și din gură, vrei. Rău faci, omule, rău faci. Mai întâi ții să faci rău, fiindcă ești plin de păcate ca oaia de cornuț. Și n-ar strica să cumpere o Sfântă Cruce și să o ții la tine acasă și să te rogi de trei ori pe zi, ca eu, Dumnezeu tău, să te aud și cum, să Doamne, te sunt Dumnezeu și pe pământ? Și apoi faci rău pentru o sândiței ăștia. Ce câștigau de la o treu? Deci cumpără, omule, o Sfântă Cruce și nu treuca. O cumpăr, Doamne. Nu cumpăra! Oameni buni, nu-i Dumnezeul vostru acest nedrebnic! Ce faci, Doamne, ce faci? Nu te băga! Voi doar știți
că puterea lui Dumnezeu nu pe bani se ține. Și ca să vă dumeriți că ăsta e un pungaș care vă fură mințile și banii, Petri, ia treci de-l cată. Oameni buni, iată unde-s banii voștri! Vătare, ia chipul și pe dânsul. Aspăt. Ha, 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 ia că te ies! Oameni buni, nu-s banii noștri! Iată-l, oameni buni, și pe acela care n-are nevoie de bani! Oameni buni, ăștia nu-s banii noștri! Ne-o dat de pomană un soldat! Oameni buni, eu-s Dumnezeu! Nu-l credeți! Fraților, eu-s Dumnezeu! Domnule, uite iar ostașul. Ostașul și ala. Care ostaș? Soldatul și ala pe care a vrut să-l luăm paznic. La rai. Ce fel de paznic? Și cu tine, domnule, parcă umblăm după paznic, pentru poarta raiului. Ei, și? Hai, domnule, să-l luăm pe ăsta, că altul mai bun nu-i de găsit. Hai, hai. Noroc, Ivan. Noroc! 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 Dar de unde știți voi cum mă cheamă Ivan? Știm noi. Ba mai mult. Știu că ai nimerit la oase de când erai copil. Și că ai slujit două sorașe de-a rândul. Și că năceanișii au fost mânțăniți de tine. Și când te-au slobozit, ți-au dat două ruble pe care ni le-ai dat nouă colo la drum. Mai de cine sunteți, voi de mă cunoaște așa de bine? Eu-s Dumnezeu, Ivan. Oare? Da, da, Ivan, eu-s Dumnezeu. Da, da, Dumnezeu și al de sus. Iar eu-s Sfântul Petru. Îți și mai știi. Știind că ești om bun și milostiv, vreau să fac pentru tine tot ce-mi spui. Da, da, da. N-am nevoie de nimic. Nu, nu, Ivane, spune și dorești. E, ce să doresc? Măcar ceva, ceva. Ia blagoslovește-mi turbinca asta să-i bag în ea pe toți care vrea eu. Blagoslovit fiți turbinca, mă, Ivane. Și gata? Gata, Ivan. Nu. Te poftesc cu slujba la rai. Da, da, să păzești poarta raiului. Dar am mai săturat, Doamne, de slujbă. Aș vrea și eu să mai petrec pe lume. Mai cunosc oamenii. Da, o dracule de slujbă.
Ану, качи из мулицы, пошли на турбинку. Понаел, Орсаич. Даву, даву посмотри, парай. Шкафур водали. Furcășiunea voastră! Vine Ivan și el cu turbinca! Beți, cântați! Turbinca luați! Hei! Sunteți acasă? Casă! Vodka este? Este! Cabacioc este? Este! Lăutari, sunt? Este! Dar femeii sunt? Când te poftești. Vot este, tabacioc este, lăutari sunt, femei sunt, toți la aici raie. Hei, hei, deschideți ușa! Zdarova, vratță! Thank you.
пошли черти на турнику! Панагия, маме ваше, сатанинор! На! Балалайку давай, балалайку! Эй, Ване, че, ну, залечь глума. Давай, балалайку! Давай! Чорти. Панагія, маме вострі. Дискіде! Дискіде! Прин мульте ам трекут. Рабдат ам ши фуамі, ши сеті. А ши ж дирям фост інжурат, ши ам прошкат ку кетрі. Да, да. Да макар о са авем ум пазник бун ла поар. Om milostiv și de nădejde. Așa că putea vașă Pietru de acus să hotinească în pașii. Bună prostie, bună prostie, bună prostie. Cine acolo? Eu. Cine eu? Păi eu, Ivan. Ce vrei? Vodchi este? Nu-i. Tabacioc este? Nu-i. Femei sunt? Nu. Dă lăutare. Nici lăutare. Femeie, tabacioc, lăutare, vodka. Iaca, aici stai raiul. Ei, Ivan, aici nu se fumează. În rai nu-i voie. Aruncă-l leva. Ia că arunc. Hai, arunc-o. Ia că arunc. Na, na. Și cine-ți vot că nu-i? Că nu-i frumos. Eu. Nu-i frumos să miroasă vodcă. Drău sfânt. Hai, aruncă. Ia că arunc. Hai, aruncă. Aruncă mai repede. Ia că arunc. Ce crezi că nu arunc? Dacă zice, ia că arunc. Ia că am aruncat-o. Sfânt Petru este? Nu-i Petre. Da unde-i? La focul mai mare. Unde te bagi, Lele? Mă duc la Dumnezeu. Nu-i voie? Cum nu-i voie? Apoi dacă vrei să ajungi la Dumnezeu, Lele, ar trebui să-mi spui și mie, măcar bună ziua. Că nu stai acolo de flori de cuc. Dar cine ești, mă rog? Spazi coraiului, Lele. Îs Ivan. Dar eu sunt moartea, Ivane. Păi și dacă ești moartea, tot nu-i voie? Dar ce-ți cauți la Dumnezeu? Mă duc după părunci. Aha.
Apoi ia cilele. La Dumnezeu o să mă duc eu. Să aduc prăspuns. Dar dumneata trebuie să stai acolo, să te odihnești. Nu, Ivane, asta trebuie să mă duc eu. Pași la vid, mă, la Turbincu! Unde șade? Dar și facem cu lumea, Doamne, să mulțești, să înrăiești și nu mai crede. Da, da, nu mai crede. Poate să o mai rărim? Adevărat, Doamne! Adevărat, Doamne! Ei, Dumnezeule, acasă! Aha, mă rog, Ivan! Bun venit, Ivan! Doamne, nu știu dacă știi, dar... A venit moartea și întreabă ce porunci îi poruncești. Aha, ia ca Doamne. Spune, Ivan, că poruncesc ca 3 luni de zile de-a rândul să moară numai oameni bătrâni, așa ca tine. Glumești? E, dar mă duc să-i spun. Ia că mă duc. Dumnezeu a poruncit ca 3 luni de zile la rând să sap mai gropi. Ai înțeles, Vidmo? Hai de drumul și fă-ți slujba. Hai, hai! De unde te-ai luat, măi, dragii, măi? De unde te-ai luat? Ai fost în Turbincă. Panagia, mă, zic. Măi, dragi, măi, lasă! Măi, casa-i coara! Măi, mi-e chinul ăsta cu două m-a venit, măi! Ia vine coace! Vine coace, măi! Șezi jos, șezi aici, așa, ia, bate-mi o leacă doba. He, da, 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 mai mulțumesc, merge, nu? Bate-mi așa, hai. Trai, da, 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 hai, hai, hai. Trai, da, 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 da. Ei, куда? Куда? Назад! Куда? Куда?
tată! Și altă păicuță! Nenada! Nenada! Lasă-te, vai, da, vai! Hai, 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 hai! Ești toate, puncuța! Ești toate! Ce se duci la culcare? Nu vreau. Pe ce vrei? Asta? Asta nu se poate! Asta e Lizea, face un buf! Da! Mitea, băi, Mitea, vii încoace? Vii încoace, băi! Băi, stai pază! Stai pază, că eu am o trebușoară! Făm ceva, dăm ceva. Bă, da proste, Doamne! Falagia, mate.
Ce mi-ai făcut, mai mică mea? Zboară, Costel cu zboară, Michea zboară. A terminat, Lele, treaba? Am terminat, Ivane, dar tu tot aici ești. Tot aici, da unde ai vrut să fiu. Credeam că te mai fi dus pe lume. Dacă mi-e bine și aici. Dar ce ai slăbit așa tare, vidmo? De bunătățile tale, Ivane. Cred că de data asta nu o să mai faci nebun și o să mă lași să intru la Dumnezeu. Dar cum, nu, desigur. Dă-ți seama, prea ți-ai luat nasul la purtare, Ivane, să n-o pățești? Mai face Lelea gât? Pașoară, Turbincu! Mai, voi să-mi stați aici, ați înțeles? Bun. Mai mică! Așa este, mă, ce... Așa! Așa! Ezresie! Hai, hâi! Hai! Hâi! Ezi! Laudă-ți, Doamne! Slavă-ți, Doamne! Laudă-ți, Doamne! Dar de ce nu mai vine moartea? Muncește, sărmană, n-are chip. Atunci îi ajutăm cu ceva. Dar cu ce? Să-i dăm de ajutorul holieră. Na, un pătop! Hei, Dumnezeu e acasă? Nu, 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 nu voi, Dumnezeu! Dumnezeu, este Ivane! Ce dorești? Noroc! Doamne, nu știu dacă știi, dar la poartă e cam frig. Vine toamna. Vezi, poate mi-i dau un cojocel. Bine, Ivane, o să mă sfătă cu apostolii. Ori îți dăm un cojoc, ori te mutăm în rai. Mulțumesc, sfătuiește-te. Dacă eram să uit. Iar a venit moartea. Și întreabă ce porunci îi poruncești. Să moară 3 luni numai copii. Copii? Bine, mă duc, mă duc să-i spun. Hai, hai de șeza la dosă, la dosă, acolo. Dumnezeu a spus să astup gropile cele. De ce? Doamne! Ultima, Lele! Șteze-mă lucru, hai! Na, să fii cu minte. Sănătate. Hai, hai.
До свидания. Adevăr grăiești, doamne. Adevăr grăiești, că dacă îngheață Ivan, cine facem noi atunci? Dar eu nu cred că e el. Nu crezi? Iată-l, iată-l. Du-te. Tu te-și-l vezi. Na. Și chiar ești dracu? Mi-ai mai pomenit. Drac? Gămașă de sfânt. Măi, necuratule, cine te-a adus în rai? Și cine te-a învățat să spui Sfânta Cruce? Ivan? Cine dar? Nu, eu l-am învățat. Vrednic înger de-a povățuit un drac să-și facă Sfânta Cruce, fiși cu mâna stângă, lăudată faptă. Înalță-te la mine, copilul meu. Bre, 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 nu poate să zboare. Mai, mai, mai. Mă tinc o mușcat mărul. Altfel cum? A mușcat e din altceva. Vă poți să vezi. Zău așa e. Slavă ție, Doamne, a sfârșit-o crezut și Toma. Da. Dar cum de s-a pomenit înger femeie să fie? Ia luminează-ne tu, Doamne, că noi nu mai pricepem nimic. Nici eu nu știu. Doamne, tu le-ai făcut pe toate să cade să știi. Vezi, da, mult a trecut de atunci, 7.000 de ani. Și apoi, nu ți-l minte să plămădit înger femeie. Știu că am făcut ceva de mijloc. Da, în 7.000 de ani putea să uite, ia ca eu de la o vreme, nu ți-l minte nimic. Dar cine a ispitit îngerul? Tu, îngerița. Hai să o întrebăm, evidență. Hai. Cu cine ai mâncat mărul, fa? Cu Ivan? Ivan. Ai auzit? Ai auzit, doamne, cu Ivan? Cu Ivan? Hai, 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 hai,
vinovat, dar să-l mai păsuim o neagă, să nu-l alungăm. Pentru ce mă bați, doamne? Pentru culeri, pentru necuratul adus în rai, pentru vodcă, pentru gazacioc, pentru tabacioc, pentru îngeriță care nu pot ce ai făcut cu deza. Doar noi ne iubim, doamne. Păcat și prea curvii se cheamă fapta asta, Ivane. Ți-ai trăit sorocul, ți-ai mâncat norocul, toate până la o vreme, ți-a venit și ție rândul să mori. Toată viața mea a fost chin și zbucium. Un singur dor am avut și eu. Când dacă o fi să mor, să-mi tocmesc racla cu mâinile astea ale mele. Să-mi petrec sufletul la groapă, cum știu eu. Deci îngădui moarte măcar 3 zile, dacă poți. Bun, Ivane. Și mai am o rugăminte. Să-i lași pe păcătoșii ăștia ai mei. Să-mi plâng la cap. Fie cum zici, Ivane. Ai stăruit bine, Vidmo. Hai, ești gata? Gata, Ivane, și casa ta de veci. 3 cozi de pământ și o piatră pe mormânt.
Dă-i zor, Ivane, că eu n-am vreme. Hai, hai, Ivane! Pune-te așa cum se pune mortul. Ia că ia, acuș. Nu așa. Dar cum? Mare prost mai ești. Nici atâta lucru nu știi. Scoală de aici. Ia ca așa, Ivan. Așa mai înțeleg și eu. Ivane! Ivane, dă-mi drumul, Ivane! Ivane, am văzut drumul, Ivane! Ivane! Ivane, cum am văzut, n-am văzut, Ivane! Dă-mi drumul, Ivane, dă-mi drumul! Ivane! 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 Ivane, stă acolo! Ivane! Mice! Ia! Thank you.